Ia uite, mă, Nicolas Cage și-a petrecut weekendul la Mamaia. Frumos. Neneacușcă, cum îți zice luma tale, acum așa între noi. Era închis podul ăla de la Agigea, care duce în Bulgaria, bre, și atunci n-ai avut încotro și a trebuit să rămâi la noi? Zi pe bune. Nicolas Cage și familia și-au petrecut noaptea într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri de la Malul Mării. Cei trei au ales apartamentul prezidențial, care costă între 500 și 700 de euro pe noapte. Stați așa, mă, nu vă speriați, că astea de la final erau imagini de arhivă. Rulota aia albă era de la niște filmări, nu era hotelul din Mamaia. Nu, serios, asta e sigură. Chiar a stat la un hotel bun, la Gică Hagi. Dar cel mai important în toată această povestioară e că Nicolas Cage a fost la Mamaia și a reușit să scape întreg de acolo. Păi da, nu s-a intoxicat cu șaorma, nu l-a mușcat niciun maidanez, nu l-au bătut bodyguardii lui Radu Mazăre. Păi ce altceva poți să-ți mai dorești, pe bune? Dacă credeți că ați scăpat de Naomi, trebuie să vă spun că vă înșelați. Blonda și-a dat demisia de la bordelul din Germania, acolo unde a lucrat în ultimii ani, și e pregătită să participe la preselecțiile pentru Eurovision. Naomi vine chiar cu gânduri mari, dar cu țâțele la fel de mici, pentru că încă n-a strâns bani de implanturi. Bă, vrea să câștige Eurovisionul, da? Și voce știm că are. Ești obișnuită cu formata, a? A? Dar tu dacă ai lua 1000 de euro, te-ai obișnui? Nu, crede-mă. De nici pentru 1 milion, crede-mă, deci, pe mine. Lasă-mă, vreau să rămân pentru tine așa cum mă știi. Și măcar pentru faptul că sunt sinceră și recunosc, încercați să nu mai faceți atât de multe corect glume subtile. Fă-ne un Bocelli, fă-ne o dar, cântare. Dar acum de ce n-ai spus că următoarea piesă o cânt live? Live? Ai păi spus scrie-mă numai pe prostii ecran. Și când să cânt și eu live, cum fac divele noastre. Că se hai că și dacă iar cânti ca Mărculescu pe publicitate. Nu, da. M-aș face râu la umbra ta. O să pe cerul de opal, te-ai fi în noapte m-a schimbat. Și acolo unde ești, o viața asta în calea ta, în umbra ta. Deci Naomi trece din nou de la vibrator la microfon. Cum ce-o recomandă? E simplu, vocea și operația ei de schimbare de sex. Oricum, după ce anul trecut Cezar Oatu s-a îmbrăcat în femeie, poate că n-ar fi rău ca anul acesta să surprindem pe toată lumea și să obligăm pe Naomi să se îmbrace în bărbat pe scena de la Eurovision. Ca să fie și mai dur, ar putea să și-l tatueze pe Fuego pe umăr și pe Trăistariu pe piept. Vă spun, dacă Naomi își lasă și un pic de mustață cât să impresioneze juriul și puțin păr la sub braț așa, avem toate șansele să câștigăm și noi în sfârșit concursul ăsta la care am fost furați atâta timp. That's what I am. That's what I am. Ce aveți? Ăsta e Naomi, mă? Nu, e un concurent din Austria care așa arată. Da, anul ăsta concurează, da. Ce naibă, mă, ne-au și furat ăștia ideea? Veste bună pentru milioanele de maneliști din această țară. Deci, pentru toți proștii, Nicolae Guță lovește din nou. Regele manelelor și-a mai lăsat o amantă gravidă. Este vorba de Beyoncé de România, care și-a prezentat oficial burtica fanilor. Aceștia s-au dezlănțuit imediat și au aplaudat noua reușită din viața lui Guță. În viața mea am fost și policalificat. Am avut diplomă de instalator, de sudor, de lăcătuș, de instalator. Al dracu, nu știam să fac nimic. Au rămas două mame. Simona și Cristina. Când eu am cunoscut-o pe Cristina, aveam și eu nevoie de dragoste. Aveam și eu nevoie să fiu iubit, aveam și eu nevoie să fiu mângâiat. Ori Cristina, fiind cu burta la gură, apoi lăuză, apoi, mă rog, cum e o femeie care naște, nu-i mai bună de iubit și nici de mângâiat. Eu știu ce înseamnă să suferi. Am primit lovituri, poate chiar cuțite, în inimă, din dragoste. Era să-mi pierd viața de vreo câteva ori.
Să știți că nici luguțul ăsta nu e bă ușor, pentru că a pierdut de mult șirul copiilor. Nici la amante nu stă foarte bine și mă refer aici la organizarea lor pe diverse specii, ca să zic așa. Să vedeți ce haos e în viața luguță, dacă îl întreb repede ce amantă spală, care e bună la făcut mâncare, cine se ocupă de curățenie, vă spun că habar n-are. Nu înțeleg de ce nu apelează la o firmă de contabilitate, care să-i organizeze un pic actele de divorț, declarațiile de dragoste pentru amante și numărul copiilor. Asta a fost, dragilor, ne vedem mâine 23:15 tot aici la România TV. Ne găsiți pe Facebook la pagina Starea Nației, dar de astăzi și pe www.stareanației.ro.